Vă salut, suntem la Stupina. Aș vrea să mai fac un filmuleț, să mai văd ce mai e pe aici prin Stupina. Așa, după cum știți, în filmulețele anterioare v-am arătat că a început floarea soarelui. Am băgat rame la crescut. Până azi situația a fost, să zic, relativ bunicică. De azi, să zic, s-a schimbat un pic mai spre bine și se pare că avem un pic de cules mai bunicel. Și aș vrea să mă uit la cântar, să vedem cam cât este. Încă mai am albina afară. Uite, cântarul e în sus. Și o să vedem, uite, îl avem aici la 300, vreo 100 de grame a fost ieri în plus, să zicem 3 kg, și avem acum 4.400, deci avem 1 kg și 300. 1 kg 300, 1 kg 400, încă nu e albina toată intrată. Deci până într-un kilogram jumate probabil că se duce, că încă e ora 6. Deci ar fi ok. Ar fi ok ce a băgat. Sperăm să fie și mai bine. Deci aștept să fie bine, să iau și eu cât un cad de miere. Unii au băgat ceva, unii mai puțin. Situația e destul de bine. La cât de cald a fost azi, vedeți că n-am mai făcut nici bărbi. Asta se întâmplă când e cules. Ia uite. Deci când avem cules, deja situația se schimbă, nu mai stă la barbă așa tare. Uite, și pe acolo mai e foarte, foarte puțin. Nu e un cules masiv de 4-5 kg, cum eram eu învățat când plecam în pastoral, dar totuși pentru statul pe loc staționar este destul de bine. O singură problemă care eu n-am făcut-o, n-am folosit gratii Hahnemann și am mai urcat măcile sus în cat. Dar situația e destul de bine. O să fie mai dificil un pic la extract, pentru că na, o să trebuiască să stau să aleg ramele, pentru că nu o să extrag ramele cu puiet, pentru că eu nu fac chestia asta. Și atunci o să fie un pic mai nasol. Nu toate, unele dintre ele au urcat în cat. Și am văzut că am mai pontat și pe acolo, dar situația este destul de bună. Sperăm să luăm și noi ceva miere. V-am spus, dacă iau un cat de miere de la fiecare, ăștia care am caturi pe ei, sunt foarte, foarte mulțumit. Sunt foarte mulțumit. O să vedem acum că na, floarea, așa cum știți, nu mai ține prea mult în perio de fapt în timpul din urmă asta care îl trăim noi, e foarte rapidă. E de asta modificată și merge foarte repede, dar o să vedem cam cât bagă. Măcar v-am zis un cat de miere, sper să iau și eu de la ei. Da. Cam asta e situația. Răutăți sunt destul de multe. V-ați văzut că unii zic că e miere cu hrănitorul, adică ca și cum le-aș da eu în hrănitoare. Vă dați seama că aș fi tâmpit să dau în perioada asta în hrănitor, când e un pic de cules, dar nu discutăm despre lucrurile astea, că n-are rost.
Deci situația e destul de bună. O să vedem cum urmează în zilele ce vin. Dacă totul e ok și merge așa în sus, poate facem și noi ceva treabă. Vă salut și butoaie plină la toată lumea!